Caragilor. La, așa cum spuneam la ședința de anul trecut, am preprogramat-o noi pentru săptămâna trecută, însă n-am reușit datorită cifrelor care au venit mai târziu de preconizație. Dar clar este cea mai importantă ședință de Consiliul Local din timpul anului. O să vă rog să faceți propunerea pentru președinte de ședință. Dacă nu se poate propune, supunem la vot propunerea. Împotriva acțiunea, o președinte. Toată propunerea. Da. Dispoziția numărul 79 din 4 aprilie 2019, privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Mânăstre Caș, pentru data de 11 aprilie 2019, ora 16. Primarul Comunei Mânăstre Caș, în județul Bacău, având în vedere prevederile articolului 63 alineatul 4 al legea numărul 515/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, prevederile articolului 36 alineatul 1 alineatul 3 litera D alineatul 4 litera D din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, adresa numărul 438 din 19/3/2019 primită de la Agenția Națională de Administrație Fiscală, Administrația Județeană a Finanțelor Publice și AJFP Bacău, Serviciul Sinteză și Asistență elaborării și execuției bugetului care va fiu. Adresa numărul 443 din 20/3/2019 primită de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, Administrația Județeană a Finanțelor Publice și AJFP Bacău, Serviciul Sinteză și Asistență elaborării și execuției bugetelor locale Bacău. Adresa numărul 475 din 2/4/2019 primită de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, Administrația Județeană a Finanțelor Publice și AJFP Bacău, Serviciul Sinteză și Asistență elaborării și execuției bugetelor locale Bacău. În temeiul prevederilor articolul 45 alineatul 2 litera A, articolul 63 alineatul 4 litera B, articolul 68 alineatul 1 și articolul 115 alineatul 1 litera A din legea numărul 215/2001 administrației publice locale, republicată cu modificări și completările ulterioare. Dispune Consiliul Local al Comunei Mânăstrea Caș, județul Bacău, se convoacă în ședința de lucru ordinară în data de 11 aprilie 2019 în sala de ședință de la primărie, începând cu ora 16, având ca proiect de ordine de zi următoare. 1. Alegerea președintelui de ședință. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pentru anul 2018. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019. 4. Aprobarea organigramei și a statutului de funcții ale Comunei Mânăstrea Caș în județul Bacău. Și 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții și a programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019. Articolul 2, prezenta dispoziție, va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la vizierul de la primărie și va fi comunicată în termen legal instituției prefectului județului Bacău. Ședința este publică, semnat primar Gabriela Pelotese, avizat de legalitate secretarul Comunei Mânăstrea Caș și în DLU. Da, dacă îmi permiteți, am zis că avem două materiale care vreau proaspăt și aș vrea să vă rog să admiteți să introducem pe ordinea de zi. Este vorba de aprobarea valorii investiției proiectului mobilizare stradă drumul Mării, care am discutat-o și în anul trecut, și pentru obținerea scrisorii de garanție. Am primit de la proiectant. Deci, prima hotărâre
privind aprobarea solicitării scrisori de garanție din partea Fondului de Garantare pentru proiectul modernizare stradului de Bumori în satul Năstrea Tașin și a doua, v-am spus, privind aprobarea valorii de investiție a proiectului modernizare stradului de Bumori. Că le-am primit, acum și la mea, pe votiuțile introducem. Supunem la vot, dacă suntem de acord cu să punem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Da, mulțumesc, domnule. Doamnelor și doamnelor consilieri, amintesc că în luna decembrie 2018 v-am avut dezbătut un raport cu privire la execuția bugetară pe anul 2018. O să reiau, practic, reiau aceleași cifre, doar cu specificația că acum avem o cifră finală vis-a-vis de dar care ridica și domnul Meloi atunci cât este bugetul final al Comunei Năstrea Tașin pentru anul 2018. Deci, la data de 31.12.2018, bugetul Comunei Năstrea Tașin se avea o mutare structură. La buget local, la venituri 5.129.000, la cheltuieli 7.616.910 lei. La pășune 206.680, cheltuieli 206.680, la cuvântul cultural 31.000, cheltuieli 39.000. Veniturile în anul 2018 s-au compus din impozitul pe venit 9.000 de lei, a fost realizat 3.320 în proporție de 36.89%. Taxele pe viză, pe firmă, 3.000 de lei s-au realizat 4.240. Impozitul pe clădire 105.000 de lei s-au realizat 1.424, un procent de 96.59. TMT-ul 120.000 de lei s-au realizat 145.082. Impozitul pe teren 124.000 s-au realizat 132.601. Alte venituri 36.000 de lei au fost prevăzute, s-au realizat 57.071. La concesionări au fost prevăzut 50.000 de lei, s-au realizat 95.176. Amenzi de circulație 60.000, s-au realizat 60.807. La buget local, amenzi la buget, de buget local 50.000, s-au realizat 57.895. Taxe speciale 300.000 de lei, s-au realizat 153.024 de lei. Subvenții primite la fondul de intervenție 47.000 de lei, s-au realizat 47.000. Ajutor cu încălzirea locuinței cu lemne 145.000 de lei, s-au realizat 59.120. Cote și sume de facate din impozit pe venit 1.043.000 de lei, s-au realizat 1.081.466 de lei. Sume de facate din TVA 2.937.500 și s-au realizat 2.970.86. Sume alocate din bugetul AFIE pentru susținerea proiectelor 0 lei, pentru că era suma din urmă și intrată în fondul de lume. Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, 100.000 de lei și s-au realizat 99.960 de lei. Plan venituri, 5.129.500 și s-au realizat 5.062.608 lei. Cheltuielile s-au compus din la administrație locală, planul a fost de 1.551.850 lei și s-au realizat 1.308.200. Cheltuielile de personal s-au realizat
Planul a fost de 1.313.430, s-a realizat 1.148.220, reprezentând salarizarea personalului de suport de executivului. Cheltuielile materiale au fost un plan de 233.420, s-au realizat 154.980, compuse din cheltuieli cu iluminatul, poștă, telefon, fărnituri, birou, chitanțiere, hârtie Xerox, hârtie scris, altele, alte materiale și prestați servicii. Tonele cu mate, plată, site, internet, abonament, programe, impozite și taxe locale, service, Xerox, motorină de plasări, registre, interne, șir, cadou, copii, școală, foc de artificii, 50 de ani de căsătorie, cam toate cheltuielile pe care le avem la cheltuielile, mijloace fixe, plan 5.000, s-a realizat 5.000, au fost achiziționate două laptopuri. La sferul din bugetul local pentru asistență socială, pentru copii instituționalizați, un plan de 91.400 de lei, s-au realizat 91.400. Protecție civilă și protecția contra incendiilor, un plan de 93.590, s-au realizat 83.636. Cheltuieli de personal, 87.340, s-au realizat 81.301. Cheltuieli materiale, au fost un plan de 6.250, s-au realizat 2.335, care s-au cheltuit pentru combustibil, UTV-ul și piese pentru reparat utilajul. La învățământ, un plan de 461.000 de lei, s-au realizat 441.745. Au fost cheltuieli materiale în valoare 217.500 și s-au realizat 216.483. Cheltuieli compuse din cheltuieli cu încălzire, iluminatul, apucanața utilizare, furnituri birou, poștă, telefon, materiale cu părțenie, alte cheltuieli, abonamente, servicii informatice, inspecțiară și toate cheltuieli pe care în mare parte școală. Asistența socială. A fost un plan de 25.500 de lei și s-au realizat 16.462 de lei. La drepturile cu la bursele care s-au dat pentru CES, pentru copii cu cerințe speciale, a fost un plan de 14.000 și s-a realizat 12.162. 11.500 la la tichete de grădiniță. A fost planul de 11.500 și s-au realizat 4.500 cheltuieli pentru tichete de grădiniță. Transferul către asociații, plan 14.000, s-au realizat 14.000, dacă v-ați să nu trebuiți banii pentru costumele. Știți că am dat avansul ora de 10.000 plus 4.000 ce a însemnat salarizarea teatrului care lucrează cu copiii. Investiții, plan 204.000 lei, s-au realizat 194.800. Investiții, modernizare școală, parc de joac 132.210, parc de joac pentru copii 10.156, un filtru de apă s-a luat 5.502, da, 221, nu știu ce e cifra asta, 221.728 de lei, gard școală, nu feriu. 2 miliarde gardul de la școală? 194.800 toată suma. Da, seama. Da, dar nici... Da, e, 27.728. Da, gard școala 2. 2, ăla e de la școala 2. 27.728. Da, da, păi s-a făcut gardul de la școala 2, s-a luat țeavă, s-a pus plasă, s-au... Parchetare laborator 4.328, aparatură birou 12.000 de lei, sistem video școala 2, 8.178 de lei. Nu da seama, era 221, era mai mare decât cifra. Bine, eu întreb, mă să trebuie să știți mai bine. Da, pe... Spuneți 2 miliarde de gardul de la școală. Da, era. Sănătate. A fost un plan de 14.000, nu s-a realizat nimic. La cultură, 87.780, s-a realizat 79.293. Cheltuieli de personal, 85.280, a fost plan, s-a realizat 78.613. Cheltuieli materiale, 2.500, s-au realizat 680 de lei.
La asistență socială a fost un plan de 1.067.510, realizat 961.644. Cheltuieli de personal, asistenți personali, planul a fost de 687.240, s-a realizat 679.420. Indemnizații persoane cu handicap, planul a fost de 212.811, s-a realizat 205.405. Cheltuieli cu ajutorul pentru încălzire, planul a fost 26.000, s-a realizat 20.300, un număr de 81 de cazuri. Ajutor încălzire pe total comun a fost un plan de 139.208, s-a realizat 59.220, un număr de 67 de dosare. S-a recuperat suma de 2.701 lei. În urma controlului cărții de conturi, dacă vă aduceți aminte, au fost încasate niște sume necuvenite și s-au returnat. Da. Dezvoltare publică. Am avut un plan de 1.239.000 de lei și s-a realizat 1.092.105. Cheltuiam cu iluminatul public un plan de 150.000 de lei și s-a realizat 105.176. Întreținerea sistemului de supraveghere a fost un plan de 15.000 de lei, nu s-a făcut nimic. La alimentare cu apă a fost 12.000 de lei, nu s-a făcut nimic. Extindere, electrificare, extindere rețea SAT Scutaru a fost un plan de 992.000, s-a realizat 986.529. La parcare a fost un plan de 20.000, nu s-a realizat nimic. La înființare sistem de gaze naturale... Parcarea de aici, nu? De aici, din față, dar referesc. Da, 50.000 și nu s-a cheltuit niciodată. La salubrizare, planul a fost de 354.780 de lei, s-au realizat 269.039. Cheltuieli de personal, planul a fost de 54.780, s-au realizat 59.687. Cheltuieli cu bunuri și servicii, planul 300.000 de lei, s-au realizat 216.352 la colectarea deșeurilor. Drumul și poduri, planul a fost de 2.656.000 de lei, s-au realizat 1.328.612 lei. Reparații curente, planul a fost 267.000, s-au realizat 225.792. Proiectele cu finanțare din fonduri externe, 1.667.000, s-au realizat 611.940. Din care, la modernizare drumuri comunale, 597.140 și la drumul moi, 15.100. La investiții, un plan de 500.000 s-au realizat 490.880. La modernizare drum de interes local a fost ultima tranșă la Brâul Dulce, 440.880 din 450.000. Regularizare cu râul Sărățel a fost un plan de 50.000 și s-a realizat 50.000. Cheltuielile s-au efectuat cu respectarea legislației în vigoare. La Pășune s-au încasat 53.889 lei, contravaloare masă luminoasă. S-au cheltuit 23.507 lei, cheltuieli materiale 22.007, carburant și piese. Dar aici clar este un greșeală, iarăși, că n-are că să fie 22.000. Cineva mai băgat tot la ce e posibil. Da. Acolo am găsit școala 2, dar aici chiar nu mai este. Aici nu mai este. Greșeală sau e intenționat? Nu, greșeală. Începe 007. Cine îmi dă în față? Nimic. Da. Nu, e o greșeală, dar o să o lămuresc. La Cămin s-au încasat 4.167 de lei în chirie Cămin. S-au cheltuit 3.997 de lei în cheltuie de prezentări de iluminat. O întrebare, să înțeleg și eu. Cheltuie de personal plan, să zic așa, au leu așa. Da, da. 54.780 de lei, realizat 52.687. Da. Dacă a fost plan banii ăștia i-a deaț, dacă, de exemplu, era exact ce se cheltuia. Asta se cheltuie. Exact unde v-a rămas banii, ce s-a întâmplat? Da. Planul nu s-a atins cu cheltuielile. Deci toți banii, ăia e tot fondul de urmă. Deci au rămas.
Și de asemenea din care vorbim noi la sfârșitul anului și o să vorbim și acum la începutul anului, sunt foarte multe. Deci dumneavoastră e atras din toți conform planului, dacă era să fie cheltuit, da? Deci, dacă nu e atras, cele e suplimentare, cele e rectificate din ce. Dar am văzut că majoritatea sub, sub planul. În general, cam așa se face. Trebuie o sumă, că doar de asta și spune bugetul estimativ. Păi nu putem să spunem acum concret la virgulă cât va fi în anul, pentru că apar foarte mult binecunoscute, da? Dar tu estimezi cam cât, cam atât, da? Poți să cheltui mai mult. Deci cât, cât permite mai mult? 10%, 20%, cât nu, nu permite? Nu, pentru că nu poate să-ți dea o limitare. Pentru că apare, de exemplu, o schimbare de legislație. Da? Poate să apară, de exemplu, o mărire de salarii. Da, 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 da. Și se va, tu nu poți să prevezi acum. Nu am posibilitatea să prevede acum ce se întâmplă în luna august. Dar atunci, automat, ori mai diminuie, ori mai... Iar sumele care rămân, poate sumele se regăsesc în fondul de lucru. Care a fost bugetul anual? Bugetul final a fost de 7.616.000 lei. 7.616.000 lei. Adică în banii investiți, 76 de miliarde. Da, dacă vreți așa. Suntem obișnuiți. Dar vedeți, domnul, respectiv mă face la toți. Suntem obișnuiți cu cei de vechi. De 76... 7.616.000 lei. Acum, da, da, este 76. Eu aș vrea să mă leg de faptul că la investiții, deși au fost prevăzute sume destul de bune, nu s-au realizat niște puncte. De exemplu, la alimentarea cu apă, de ce nu s-a cheltuit niciun leu? În anul, spuneți aici alimentare cu apă. Nu am decontat. Noi am prevăzut acolo, trebuia să decontăm pentru proiectare, nu am decontat pentru că nu s-au predat documentele. Deci nu trebuie să învățăm până la NDD. La, la fel și la, de exemplu, la fel și la alimentarea cu gaze. Proiectul este aproape gata. A existat o solicitare din partea proiectantului să aducă în decembrie niște documente care să te contăm. Dar lasă, acolo îți bate noi și îți plătesc la anul. Și în ce status a făcut proiectul? Aproape definitivat. E aproape definitivat. Astăzi am discutat cu doamna Jitariu, e aproape definitivată documentația. Da. Și a trimis documentația pentru certificatul de urbanism. Certificatul de urbanism va fi eliberat de cele două comuni, și de Cașa și de Mănăstirea Cașa, pentru să obținem o aprobare și la, de la Cașa. Da. Este fezabil. Este fezabil și realizabil. A dat un termen? A dat de finalizarea proiectului? Nu. Anul ăsta, noi acum, în primă fază, ajungem la Târgu Mureș cu el, la Iemen pentru depunerea acolo și... Dar nu vă lălăim așa până la talent de ce? Nu lălăim, pentru că se lucrează. Nu vă dați seama. Un singur proiectant nu se fac chiar atât de simplu. Da, este asta. În sfârșit, așteptăm să devine proiectul. Da, pe partea evaluată ați văzut că singura lucrare pe care am dus-o, am reușit să definitivă urmă a trecut, și a fost de ceea chiar în coadă, a fost alimentarea cu curent electric. Adică am demonstrat, nu știu dacă mai trebuie a demonstrat, dar au fost banii, s-a văzut clar, s-a prescris la spital? Da, da, de Crăciun a fost curent electric la spital. Da? Da. Bun, mai departe. Dar uitați-vă aici, aveți un punct parcarea asta de 20.000 de lei. Da. Domnul Amirite Amodor, v-ați promis că faceți parcarea asta. Și eu vă ziceam că hai să folosim curtea asta de aici, ca să fie spațiu mai mare. Da. Uitați-vă ce sunt mașini. Haideți că noi am explicat situația de ce anul trecut, am explicat-o cu Dani cu parcarea. Credeți că noi nu ne dorim parcarea asta, e clar că nu ne dorim. Numai că, clar, suma a fost insuficient. Făceam și o greșeală, să zic, poate că da, poate că nu, dar unul din urmăzicii, nu mai știe exact cine mi-a zis cu ideea, dar să facem pe partea asta, de ce să facem pe partea școlii,
unde se colectează foarte mult. Cea mai mare temere pe care o aveam acolo era șanțul care colectează toată apa pluvială și în momentul în care, de exemplu... Dar șanțul nu e o problemă, că se pune un tub de vestură. Da, e o problemă, pentru că ține acoperit o foarte mare suprafață de zbore. Până se poate colmata, se pot apărea... Se poate colmata, dar există soluții pentru asta, chiar... Există, dar nu... Există, dar nu cu 20 de mii de lei. Poftim? Există, dar nu cu 20 de mii de lei. Cum făceam noi planul de inițiere. Păi anul ăsta nu putem să o duplăm? Ba da, am pus anul ăsta, am pus și eu și carte la primărie, ca să spun că putem să... Eu am mai spus că o parte de parcare pentru 10 mașini, se pot pune aici, adică poliție. Cu parcare oblică, se fixa pentru fiecare mașină distanța respectivă între două mașini și vreo 4, 5, 6 mașini intră aici. Oricum intră. Poftim? Oricum intră. Păi, da, da. Oricum intră. Dar trebuie să fie parcare, că eu când vin acolo să o luat cineva, nu știu ce ești. Am venit acolo cu marcală asta. Aici e vorba de degrevarea zonei de aici din față. Pentru că este foarte periculoasă, da? Dacă realizarea e zero, ce se mai este? Iar încă o dată propun ca, de exemplu, partea asta de curte de aici de la primărie se poate fi transformată în parcare. Unde este un spațiu suficient pentru 50 de mașini. O să vedeți. Am prevăzut tot ce trebuie. Haideți că ajungem acum. Realizare. Da. Acum. Aici n-am văzut nimic despre firma asta de din domeniul public. Cât ați cheltuit în 2018 pentru această firmă? Tot ce prevede prevăzut la drumuri, acolo întreținere drumuri, Pentru această societate comercială... Reparații curente, 225.792 lei. Aștept banii care eu... Noi am dat bani în buget, ca la buget terțiar. Noi am achitat facturi cu prestări servicii. Ei fac o lucrare și noi le achităm. Așa am funcționat. Dar să vedeți că anul ăsta, marea schimbare este că o să... De asta am și cerut modificarea statului de funcții și a organigramei, mai mult a statului de funcții decât a organigramei, pentru că cei patru să vină în cadrul primării și... Adică desfințați societatea comercială. Adică o încheiem, da, o închidem, da. Păi da, domnule, că v-ați spus de vot. Că este societate căpușă, căpușă. Și domnul... Bine, e la părerea dumneavoastră. Nu, dumneavoastră este. Vă spun... Atâta timp când nu se autogestionează o societate comercială, nu se cheamă societate. E înseamnă că suge ca o căpușă. Am zis bine, atunci așa este și mai rău. Orice societate comercială trebuie să aibă un minim de profit. Nu leu. Dar, în primul rând, trebuie să-și asigure cheltuielile proprii, cheltuielile personale, cu personalul, cu întreținerea, cu materiale consumabile, cu tot ce trebuie. Dar așa stă pe spunarea noastră. Păi de asta poate că s-a mâncat toți banii și nu am putut să facem nimic. Ați învățat un cuvânt și îl repetați la nesfârșit. Da, domnule, pentru că e adevărat. Toate lucrările pe care societatea asta le-a făcut. Da? Normal că trebuiau plătit salariații, trebuia plătit motorina, trebuia întreținerea utilajelor plătită. La fel se întâmplă și acum când ei vin în cadrul... Autogestionată, adică cu banii de la ei produși. Adevărul este în fața dumneavoastră. Doar trebuie să-l vedeți. Doar trebuie să deschideți ochii și să-l vedeți. Ei prestau un serviciu și încasau niște bani. Nu-i dădea nimeni bani degeaba. Da, dumneavoastră spuneți că insinuați că, de fapt, ei se sifonau niște bani prin aia și asta. Dar ei prestau un serviciu către comuna. Dar nu s-au gestionează, domnule, de primul
de ce sunt pe spate. Dar de ce sunt să autogestioneze? Pentru că avem un buget a societății comerciale, pentru că nu știm cât a cheltuit, cât am încasat și cum am făcut. Aveți bugetul societății comerciale? Dar anul trecut s-a aprobat un buget. La care vă referiți? La DVP. S-a aprobat anul trecut un buget. Păi, aia făceam tot bine. Noi v-am spus că deci, cum ne contăm banii către ei. Deci, situații de urmă și pe faptul anul ăsta clar. Și credeți că e rentabilă această societate? Ce anume? Credeți că e rentabilă societatea asta să lucreze pe mai departe în halul ăsta? Eu zic că nu. Dar o societate nu prestă servicii și le-am eu văzut. Nu, domnule, dacă nu este domnul, dacă nu se autogestionează, nu este societate comercială. Așa se casă să auzi de domnul Ferre, cea mai bună, cel mai bun mecanism era ca oamenii ăștia să lucreze în cadrul primăriei, într-un serviciu al primăriei. Este clar că noi nu am putut să facem la momentul respectiv, că doar chestiunea asta a plecat de la Colsem, da? Când măria s-a guvernat un poc, a venit și ne-a luat 25% și ne-a dat afară pe toți. Da? De atunci a plecat chestia asta, da? De la momentul ăla. Mai reabilitați de atunci. Să ne reabilităm la ce, doamne? Da. Dacă vreți să ascultați o chestiune, e mai mult de istorie de acum, dar vă spun exact cum au fost lucrurile, da? E, așa s-a întâmplat și așa... Deci intenționați, înțeleg eu acum, că să treceți... Da, să-i preluăm, să-i preluăm la... Ca secție separată... Într-un serviciu, trebuia făcut mai mult, dar s-a ne-a sfârșit. Da. O societate comercială trebuie să ai contabilitate proprie, trebuie să ai... Are doar contabilitate proprie, nu-i problemă. Și care este... Toate, cea mai mare... Domnule, atâta timp cât nu se autogestionează, domnule, se scrie... Cea mai mare pierdere, dacă vreți, vă dau auditul care s-a făcut la DPP și o să vedeți. Nu e mare. Deci cea mai mare pierdere, care, cea mai mare pierdere, din punct de vedere financiar, cea mai mare pierdere erau cei... Da, dacă vreți pierdere, spun pierdere, că nu mă deranjează. Erau cei 19% care se duceau în TVA la stat, da? Care îi luam de la, din bugetul lor și se plăteau la stat. 19% din toți. Asta era. În rest, cheltuielile sunt aceleași, că e la primărie, că e la... Eu speram că măcar cheltuielile cu salariile lor trebuia să le tragă, să le scoate de primărie de sub. Dar nici măcar de atât. De ce vă trebuie să spun? Că până acum am stat pe spatele nostru, pe spatele bugetului nostru. Da, Eger, e foarte ușor să vorbești că nu știi și când dacă ai gestionat în viața ta doi muncitori, e clar că n-ai cum să știi cum să ții. Poate că la asta dimineața am o societate comercială. Asta e legea 30, asta spune. Dar comandarii crezi că aici încasezi de la populație ca să-i bate un sunat, și ele mă adică. Aici iei și pui și faci lucrări publice. Păi publice, domnule, dar trebuie să au trebuit. În fine, haideți, epuizăm întrebările cu mai sunt. Da. Eu, nu știu, n-am făcut parte de joacă, dacă nu l-am făcut eu, de 10.256 de lei. Este unde este? Nu, nu, nu l-am văzut, nu l-am văzut practic. Nu există. Domnul primar, ați trecut aici că sunteți, asta este situația la 31.12.2018. La data de 31.12.2018, a 12.2018 nu exista nici fir de iarbă în parcul despre care vorbiți. Domnul primar, nu puteți să-mi spuneți, doar stau cu voi. Unde? Sau poate l-ați făcut undeva și nu știm noi. Vă răspund, doamne. Da. Vă răspund, doamne. Ele au fost achiziționate, au fost depozitate la sector, acum se muntează. Și unde? Păi spuneți că este realizat. De ce nu s-a realizat? Este achiziționat. Ce e achiziționat? Parcul. Da. Toate componentele parcului, că doraia asta, dar nu s-a cumpărat parcul, doamne, nu cumpărăm parcul. Nu, nu cumpărăm parcul. Și mă gândeam că îți cumpărați parcul. Da, înșelați. Da, bine, eu n-am văzut niciun parc de joacă și mi se pare anormal să existe în buget, în condiții în care el nu a existat la 31.12. Vreți să vreau mânuță să vă duc să vă arăt componentele parcului? Nu mă luați de mânuță deloc. Eu vreau să spun că dumneavoastră n-ați scris aici componente, ați spus parcul, care nu există. Deci, parc de joacă, achiziția așa, care nu există nici la ora actuală, dar nici de la 31.12. Da, toate astea au fost achiziționate în perioada... Și unde au fost depozitate? Deci, pentru o dată, nu trebuie să-i bani.
Nu, o fac băieții, deja s-au apucat de băieții la școală, o fac. Dar unde au fost depozitate? Au fost lăsit tot, au fost depozitate, acolo era la spațiu. Și nu înțeleg de ce n-am v-ați apucat până acum, totuși dacă erau achiziționate de suntem la... Nu, da. Nu, nu s-a putut, a fost timpul, nu a fost, trebuia așa... Nu, eu nu cred astea de lucruri. Deci în momentul în care puneți buget că s-a finalizat o chestiune, trebuie să fie finalizată, da? Deci, când ați trecut în buget parcul de joacă, deci la 31 decembrie el trebuia să existe. Deci, asta înseamnă că ceva este în regulă. Da, nu, ce s-a putut. Nu vă fac sesizare penală. Dar nu este, de ce nu recunoașteți că nu este normal să fie așa ceva? Dar de ce, doamne, nu e normal? Păi nu e normal că el nu a existat. Doamne, deci nu a existat. S-a achiziționat de către școală componentele unui parc de joacă pentru copii. Ce e rău în asta? Dacă e rău. Nu este rău, este dar, bine, dar atunci nu au fost gata la 31. Deci, și nu trebuie să înțelegem. Asta vreau să spun. Gata, deci ați înțeles? Nu am fost. Deci nu a existat, domnule. Nu a existat parcul de joacă. Nu avea cum să fie montat în plin iarnă. Nu avea cum să fie. Au fost achiziționate și de atunci. Domnule, nu-i trecut. Ce vă să achiziționare componente și... E, dar bineînțeles că acum puteți să faceți. Puteți să ștergeți un 2, puteți să ștergeți un 7, puteți să mai adăugați câteva cuvinte, ca să iasă treaba bună. Este normal. De asta suntem aici, ca să vedem ce s-a... Nu suntem aici ca să modificăm hârtiuțe. Tonalitatea pe care o aveți mă deranjează și... domnul primar, să știți că am împrumutat de la dumneavoastră când ați bătut în masă pentru că nu s-a făcut nimic în sănătate și ați avut în buget 14.000 de lei și ați realizat 0 în sănătate. Dacă vreți, puteți să bateți din nou cu pumnul în masă, nu e nicio problemă. Nu, de ce îți bat cu pumnul în masă? Pentru că așa ați făcut. E, da. O altă problemă... Când sunt motivat, nu așa. Cu pumnul în masă nu cred că trebuie să bateți, nici măcar... Am zis relațiune ca să pot să discut civilizat. Nu cred. N-ați demonstrat. E părerea dumneavoastră. Nu e părerea mea, sunt actele dumneavoastră. Mă rog. O altă problemă... Pământul a fost înghețat, înghețat pe toanii, se rog să domnule! 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 Iar cum se fac pe toanii? Se face ca... Nu te dați la asta! O dată ce e? O dată ce e? S-au cumpărat componentele cu astfel de joacă și astea. Așa trebuia prins în procesul verbal. Da. Nu a fost o scăpoare. S-au cumpărat componente, trebuie montate. Dar eu v-am explicat acum. Dar fiecare dată te voleagă de atenție, domnul primar, componentele adiționate și atât. Nu te-ai gata parcul. Și când fără deși poți, când nu-i vedeți că totul ăla iau de pomană. Păi da, 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 totul iau de pomană, la, 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 la. Da, da. Cred că avem dreptul să spunem, nu? Da, nu trebuie să ne acopere domnii de la... O altă problemă, văd aici la drumuri și poduri, reparații curente au fost de vreo 2 miliarde și un sfert. Dacă puteți să ne spuneți exact unde s-au făcut aceste lucrări și în ce au constat ele, că sunt... Toate drumurile care s-au reparat. Care stați puțin. Și ce fel de reparații? Pentru că eu știu drumuri care sunt și acum cu găuri și de piase circulă pe ele. Da, de exemplu, drumul pe care circulă domnul Cipotaru sau drumul pe care circulă doamna profesoară de română la Lupești. Zice că deja nu mai poate să... Din stații... Spuneți, domnule, cum e drumul? S-a pus să vă las acum, dar până acum am fost dureri. S-a format chiar. Stai puțin. S-a pus balastru până la 31-12-2018? Bine, nu s-a pus pe anul ăsta. Păi da, aici ați spus, deci stați puțin. Ați trecut aici suma în 2018. Da, s-au făcut reparații și anul trecut. Pe toate drumurile. Pe absolut toate drumurile s-au făcut reparații. La 31-12, eu știu sigur că erau
găuri pe strada de Alopești. A, că dumneavoastră a spus după, e cu totul altceva. Nu, noi vorbim, ce vorbim de anul trecut, vorbim de anul trecut, vorbim de anul ăsta și vorbim de anul ăsta. Deci acolo nu le amestecăm, da? La Alopești, în zona aia, cel puțin o dată la două luni se intervine. Pe tronsul zonă. Bine, nu este nicio problemă. Eu cred că s-au făcut aceste lucrări și așa. Sunt convinsă că domnul care a făcut lucrările sau unde ați tăiat facturile, o să vină să spună exact. Da, și se pot lua și impresii de la oameni când s-au făcut aceste lucrări. Nu sunt niște lucrări care se fac și nu se văd. Adică ele se văd. Nu se vede mașina când se duce cu lipiatul. Deci putem să rezolvăm. Deci cum spune domnul Mihu? Că acum, da, este reparat, dar la 31, la 12 ani nu cred că a fost reparat. De nu, dar nu, dar nu poate reparat la 31. Aici este dumneavoastră, da? Voi aveți situații de lucrări făcute, când s-au făcut, dacă se apărea că sunteți la procuratură, nu sunteți. Dar nu sunt de la procuratură, eu nu cred. Asta e impresia. Deja interpretați ceea ce spunem noi. Nu, dar nu interpretez eu, vorbesc de o realitate. Nu, faceți interpretări. Dacă lipsește un 7, nu se face interpretare. Vreau să-l dați jos, că nu e așa. Dacă e un 2, nu se dați jos. Vorbeam drumul de anul trecut, da? Cine normează aceste lucrări? Da. Se pot pune acolo cu de vorba, cu... Da, cum v-am spus. Există o comisie de recepție. Da, nu există comisie de recepție. Da, vreau. Orice vreau. Orice vreau. Să vizitați. Să vizitați. Să vizitați. Da, m-am întrebat dumneavoastră. De exemplu, până n-am ridicat problema în ședință, să formați acolo o groapă în față la Călin Urzică. Deci nici nu mai avea lumea până circulat cu picior. Așa, balbuie acolo. Și într-adevăr, cred că a durat vreo 2-3 luni până s-a... A fost când anul acesta s-a întâmplat? Anul trecut. Da, nu. A fost timpul de așa lucru. A fost, da. A trebuit să vă zic de 2-3 ori să zic asta ca să o rezolv. Dacă pornim greu, pornim greu, pornim greu, adevăr, pornim greu. Anul trecut, uitați că au fost inundații în mai, care iar două luni au luat zile cu 8 continuu. Deci, încă o dată, ridic problema sumei pentru sănătate. Am ridicat problema și anul trecut, cum se aștepta acolo pe hol și în continuare. Bine, că s-a încălzit acum, să zic că e o temperatură acceptabilă. Dar oricum, așa cum arată dispensarul, nu este normal. Și ați avut, ați avut 14.000 de lei, nu înțeleg de ce n-ați făcut ceva. Ceva. N-ați făcut nimic pentru că probabil n-ați vrut. Da, iar parcarea din față, păi, da, na, asta este. Iar parcarea pe care a spus-o, da, într-adevăr au fost 20.000 de lei. Mi se părea normal că spuneți că sunt probleme cu șanțul, cu... Puteți să faceți un proiect, cu banii aceia făceați deja proiectul, luați o firmă de proiectare, rezolvați și cu șanțul, se poate adânci, adică nici un om care, și un om care nu are studii în domeniu își dă seama că se pot face niște lucruri. Da, adică poți să adâncezi... Da. Păi da, cu 20.000 un proiect. Da, proiect. Păi proiectul trebuia să vină domnul primar, fraților, stimați consilieri, n-am avut bani să terminăm parcarea. Dar uitați, am făcut proiectul măcar pentru această parcare. Ați avut bani și nu ați făcut nimic. Și pentru că vine vorba de parcare, vorbesc și de o parcare la școala 2, în fața școlii 2, pentru că acolo, deci te duci cu mașina și intri în baltă, îți ajunge apa la podul mașinii. Deci și acolo, în față, trebuie făcută o parcare. Cam atât am avut spus. Întrebări? Ai ceva? S-ar putea pune la dispoziție o situație de lucrări pentru acele 2 miliarde și ceva care s-au cheltuit, în mod analitic, așa, pe fiecare lucrare, cât a costat, cum s-a făcut, ce materiale, ce manoperă și așa mai departe. Deci un deviz de lucrări cu să fie stipulat analitic. Fiecare care total trebuie să dea 2 miliarde. Spuneți de informare pe ce s-a cheltuit banii, nu? Deci, nu va informare o situație de lucrări cu toate lucrările care s-au cheltuit cu această firmă care... Eu, domnul primar, am dreptat de domnul primar, am trecut prin toate drumurile astea comunii și am văzut că de fiecare dată când s-au scat, nu s-au reparat. S-au reparat de două ori pe an. A trebuit să faci așa cumva, cum spune, ca să le arătați să s-a cheltuit banii. Că ați văzut după ce plouă două zile sau trei zile, aruncă mașinile pe lașul și ar rămâne găurile, mor, rămâne găurile, nu spui. Ar trebui neapărat
balastrate la 31 decembrie, atunci să fie balastrate când se termină anul. Și e vorba de niște bani? Păi să balastrează de câte ori e nevoie. M-am uitat pe lungă. Ce drum ați făcut acolo? Începând de la păr, până timpul la bătrână. Și toată lunga, și partea asta la Băcărești, pe aici, până mai am greu și peste. Eu am văzut ce s-a făcut de fiecare dată. Cum lumea nu vede ce s-a făcut de lui? Cum s-a făcut nimic? Da, Trebuie să nu se facă. Foarte bine că se face. Dar n-a zis nimeni că nu s-a făcut nimic, nu. A zis cineva așa ceva, de ce v-a scris? Dorțită. Nu i-a spus să facă. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Și nu vă rog. Abține. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019. Da. Referitor la programarea venituri și cheltuielilor la bugetul estimativ pe anul 2019, aduc la cunoștință că s-au primit prin trei adrese de la Agenția Națională de Administrare Fiscală suma de 790.000 de lei. Veniturile proprii ale comunei de Stracașin se spuiază la cifra de 879.000 de lei. Iar Consiliul Județean, printr-o adresă, ne-a transmis cifra de 4.469.000 de lei. Deci avem un buget de 6.138.000 de lei. Pe partea de venit... 6.138.000 de lei. Ce am venit? 8.16 și 4.20. Ce am venit? Ce nu vă iese? Deci venitul propriu, 879.000 de lei. Da. La Agenția de Administrare Fiscală, 790.000 de lei. La CJ, 4.469.000 de lei. Bun, domnul primar, în concluzie, pentru anul 2019, care va fi valoarea bugetului în comuna unui Stracaș? Care este, nu care va fi? Care este? Care este? Valoarea bugetului inițial, 6.138.000 de lei. Deci e mai mic acum. Păi, dar bineînțeles, noi vorbim de bugetul inițial, domnule. E o diferență între bugetul inițial și bugetul final. Inițial este mai mare. Da, da, da. Întotdeauna bugetul inițial este mai mic decât bugetul final. Pentru că fie tot felul de influențe în timpul anului și atunci automat... Da, să mai asta sunt de acord. Deci dacă în anul 2018 am avut un buget local de 76 de miliarde, da. Sperăm că în anul acesta, 2019, să avem un buget local mai mare decât... Depinde de sumele pe care le atragem la buget. Depinde cea mai mare necunoscută în buget la ora asta sunt sumele care vin din proiecte europene. Sunt de acolo vin și din PNDL, da? De acolo ne vin sumele cele mai consistente, ele fac să ne arunce păi sumele de plus, da? Dar nu accept părerea noastră că nu trebuie să fiți optimiști, domnule, că zic că la anul ăsta se fi mai bun decât la anul celălalt. Toată lumea are bine este așa, nu? Deci, de la 76 milioane, miliarde, ar trebui ca în 2019 să avem 100 de miliarde. Da. Depinde cu... Deci, ceea ce spuneți dumneavoastră înseamnă oglinda executivului. Așa este. Da? Da. Deci, în momentul în care tu ai un buget inițial de o sumă X și ajungi la un buget inițial la X plus 2, e, plus 2 ăla înseamnă că s-a muncit. Prin asta vreau ca oglinda executivului care vă uitați dumneavoastră să nu vă vedeți figura strâmbă. Vedeți în adevărat de economie. Sunteți un mare filozof. Un mare filozof sunteți. Da, bun. Știați? În viață. Este treaba mea. Proiectele europene, cine le face? Sunt în deoarece. Consiliul local? Consiliul județean? Nu. Uite de proiect. Primărie. Primăria, nu?
Și avem cu ajutorul proiectarilor, cu ajutorul consultanților și așa mai departe. Pe anul ăsta avem proiecte europene. Avem de anulare 3 proiecte cu finanțare europeană plus programul național de dezvoltare locală. Iar eu, păi să prindem procesul verbal și canalizarea. Derulare înseamnă că sunt la care se lucrează. Deci asta este mai vechi. Dacă totul că atragem fonduri europene, știu că fondurile europene sunt atrase pe canalizare, apă... Haideți ca să mergem mai departe cu bugetul și după aia discutăm și despre canalizare și despre ce... La discuții, la scânduri. La cheltuieli. La cheltuieli am pus școala cu o sumă de 547.000 de lei. Din care 188.000 plus 70 sunt cheltuieli materiale pe care, care au nevoie pentru 258.000 au nevoie pentru funcționare. Am prevăzut la școala Rupești o sumă de 50.000 de lei pentru reparații, să facem acolo reparații curente, că e păcat de spațiul ăla să... La școala Lupești. Școala de la Lupești. Școala. Nu mai școala, nu că facem dacă altceva la aici, să facem pentru gardul de la școala numărul 1, aici 100.000 de lei. O, de Doamne să vedem. Pentru, pentru burse la copiii cu CES, 14.000 de lei, la tichete de grădiniță, 20.000 de lei și am prevăzut o sumă de 75.000 de lei, domnul Vici, dacă vreți să fiți un pic atent, am prevăzut o sumă de 75.000 de lei pentru achiziția unui teren la școala veche. Este vorba de terenul care a aparținut odată Comunei Mănăstirea Cașa. Și am discutat deja cu actualii proprietari, vor să vândă și știți de care e terenul. Știu, m-am stat fără la și pentru că terenul prezintă importanță deosebită pentru școală. Nu trebuia, da. Nu trebuia, mă rog, noi putem să facem o reparație acum și să achiziționăm terenul pentru, pentru comună. Terenul are ieșire și la linie. Da, deci propunerea, propunerea pentru școală este de 547.000 de lei și conține toate, toate lucrurile care vi le spuneam mai înainte. La administrație. Bun, și actuale proprietari, un pic. Actuale proprietari sunt dispuși să vândă? Da, pot să vândă. Da? Da. Și am discutat suma de 70.000 de lei plus 5.000 cheltuieli de notarie pentru acte. O să facem o evaluare, o să facem tot ce trebuie ca să... Ce vreau să trebuie o evaluare. O să vedem, o evaluare. Dacă îți petrec pe trasă? 2600 de metri pătrați. 2600. Da, 13 metri pătrați. Înseamnă, nu? 547. Aș vrea să văd cam cât e metru pătrați. 2600 de metri pătrați. Așa cred că e 20 de euro. 5 euro? Da, 547, împărțit la 2600. 5 euro. 5 euro, da. Nu e bine, nu e bine. E bine, da. Mă gândeam eu. Bun, mai departe. Cine a venit pe familie de tău? Cine a venit? Da, familia ta la armă. La administrație am prevăzut 1.961.300, cheltuieli de personal 1.538.000. La cheltuieli materiale 323.000, la parcare plus card primărie 100.000. De aia care s-a cheltuit zero, da? La de aia care s-a cheltuit zero, da. Înseamnă. Și atât e pentru administrație. La transferuri către terți, către copii instituționalizați 114.000 de lei. La situații de urgență, 120.000 de lei, din care cheltuieli de personal 104.000, cheltuieli materiale 15.200, cheltuieli pe capraznic, pe fianță, cu reparația TV și așa mai departe, și deplasări 700 de lei. La bibliotecă, 110.000 de lei, din care cheltuieli de personal 104.000 de lei,
materiale 5.000 și deplasări 500. 500 de lei deplasări pentru un bibliotecar? Da. 500. 5 milioane. 5 milioane. 5 milioane. Prea puțin, dar mult sau ce? La ședințe. Ca o ședințe trimestrială, tot felul de plasă. E mult, prea mult? Nu, nu știam unde se duce pe jos de cară, de aia. Au și ei convocări la Bacău. Întâlniri? Da, întâlniri. 500 de lei. Am crezut că am zis 5.000, dar azi 500. E doar o singură doamnă care îi plâng. Da, da. La sport, ne-am propus să dăm iarăși cam fiecare an 10.000 de lei. Lasă. La cui o să ce s-o uitați? La asociație. Da. Nu ale. Și avem? Avem o mișcare. Acum, ce se întâmplă? A rămas, sugestia mea pentru ei a fost ca să ia din tineretul de școală. Să încerce să facă o echipă de tineri. Pentru că e foarte greu. Cine spunea? Domnul doctor, da? Care a fost activ în echipă. E greu să lucrezi cu cei tineri și cei veniți de afară, mai ales că nu e o sumă. La 10.000 de lei deja e așa, o jucărie, ca să poți să funcționezi. Copiii îi poți mulțumi altfel, adică poți să iei un suc, poți să iei ceva, să faci o deplasare undeva, să înscrii într-o echipă județeană. Pe cine vedeți cum să ocupi de treaba asta? Ah, erau băieții tineri, bine, în afară de Ginel, care e destul de strâns în cheltuiel, da. E experimentat. Și e experimentat, dar deja îmi pare depășit un pic, domnul. Da, sunt băieți mai tineri care vor să implice. La asistență socială, 1.275.500. La asistență, din care? Asistență personal plus indemnizații, 1.123.500. Avem 30 de asistenți personali și 20 cu indemnizații. La ajutor pentru încălzire, legea 416 și cererile de la populație, un plan de 152.000 de lei. La salubritate, avem 65.000 de lei cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, 370.000 de lei se referă la ceea ce plătim la ultimul cu deșeurile. La drumuri și poduri, 1.945.000, din care cheltuieli de personal, 108.000 de lei, cheltuieli materiale, 197.000 de lei. Tot primat, vă pot la salubritate, cheltuieli de personal. Păi dacă noi plătim noi personal, avem un băiat care e angajat JITEA, de exemplu, Florin, este angajat pe salubrizare. Și ce face el? Și face activități. Acum, de exemplu, am făcut pază pe perioada de iarnă. Pe perioada de vară trece și face tot felul de activități. Și este corect să fie angajat la salubrizare, să-i dați bani dacă el face alte activități? Face muncă necalificată. Face tot felul. Prin derogare, pe timpul iernii, sublinează... Da, el suplinește postul din pază. Postul din pază. Da. Cu diferență. Din pază, cu de seară, ăla, cel de noapte? Da. E în afară, în anumirea de primărie? Da. E la salubrizare. Muncitori necalificat. Dar nu-i Mircea Drăgan pasnic, nu-i Mircea Drăgan pasnic, am vrea da, să facă, domnule, să asigurăm paza cu timp de iarnă, trebuie să am pază de la ora 8 seara până la 6 dimineața. Și mai trebuie unul să-l plătească până la altă. Nu, domnule, norma de lucru este 40 de ore pe săptămână, dacă, după cum bine știm cu toții, da? Iar o săptămână are 7 zile, 7 ore, așa. 10 ore pe zi, ai 70 de ore într-o săptămână. Nu-i poate ține unul singur. Zi de muncă, nu noapte. La bani care ia... Nu, domnule, noi vorbim de norma de muncă, domnule, nu de bani care ia. Stai singur, la bani care ia. Noi vorbim de norma de muncă și de lege, nu vorbim de... Bine, de... Mai trebuie unul să păzească pe el când doarme. Da. Deci faceți un calcul simplu și vedeți câte ore vă dă la săptămână. Tot aici avem... Angajat unul care e noi pensionat.
La cine e pe lângă? Cine e? Cine e? Jetea? Nu Jetea. Dar de care? Vorba de Trăjan. Dar pensionari, la pensie? Noi pensionari. Da, domne, pare eu bătrân așa acolo la pensie, cât beri. Trecut prin viață, ești tânăr. Deci aici am inclus și 1.350.000 suma pentru drumuri, pentru proiectul cu fonduri europene pentru drumuri comunale pe care îl avem, o avem virată. Am mai inclus și 200.000 la drumul Mării, care o să urmeze să ne apucăm de el. 50.000 la proiecte, avize, cadastre, ce mai avem de făcut. Și la regularizare produse rățel, 40.000 de lei. Deci drumuri și poduri avem 1.145.000, că spuneam. Avem la cămin. Am prevăzut o sumă de 100.000 de lei, 20.000 pentru reparații și 80.000 pentru obiecte de mică valoare. De cumpărat scaune și mese și ce mai trebuie pe acolo. La reparații ce vrei să faceți? Nu trebuie vărlit, trebuie să făcut. Trebuie luat niște uși, făcut niște reparații acolo, cel puțin o ușa care duce la baie în spate și ușa de la bătărie trebuie schimbate. Și la acoperiș un pic pe oameni. Să vedem ce mai ce trebuie dat la acoperiș de dat ce obțin un moțer din asta în drum. Ca să... Mai trebuie să făcute anumite chestii. Da, domnule, dar e miliard, 100 de mii, e asta așa. Păi da, numai dacă iei 200 de mese și... Scaune. Și scaune. Dacă iei 200 de scaune, vă dați seama că... Sigur. Bani. Hai să vedem și asta. Da. La iluminat, am pus 150.000 de lei, exact, am avut și anul trecut. Așa, și... Și bineînțeles că, tot la școală, aveam o sumă de 30.000 de lei ca să achităm diferența de costume la... la comandate anul trecut, plus 5.000 de lei. Plus, da, plus 5.000 ce o, ca să-l plătească pe care atunci la și anul ăsta. Pe organizator. Da. 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 Asta e tot, nu? Și asta e tot, da. Ăștia sunt toți banii. Rămâne, dacă faceți calculul, să rămână o diferență de 1.624.000 în ce prevăzut și ce care înseamnă fondul de rulent. 1.624.000. Domnul primar. Am și eu o propunere. Domnule, eu am mai discutat dumneavoastră și cu domnul Vici. Domnule, hai să facem o construcție acolo, pe Hațaș, o capelă acolo, domnule, să punem și noi morții. Uitați, avem o situație acum, a existat un decedat al alta ei, care are o situație mai precară, ca să n-am avut un sol ducă. Și l-a băgat părintele Emilor, l-a băgat în biserică, domnule, în biserică. Hai să facem și noi o construcție acolo, care ne putem încadra în 10.000 de lei, domnule. 10.000 de lei, noi putem face o construcție din BCA acoperită și cu niște uși. Să punem morții și noi acolo. Să facem și noi niște, un parastasă din Biserica Sfânta Parascheva. Din atâția preoți, din atunci. Să avem și noi unii să punem, să punem la masă preoți, să facem. Dar chiar așa, nu vă gândiți la noi un pic acolo, să facem ceva de satul cu pești. Eu am zis, am făcut și măsurătoarea cu domnul Vice. Am făcut și măsurătoarea. 10 metri ne încadrăm fără să deranjăm în clădirea aia care e a lui Bogdan. Fără, avem spațiu între gardul, așa, a cimitirului și până acolo, avem spațiu suficient. Facem o construcție acolo. Nu putem să rupim undeva 10.000 de lei să facem și noi treaba asta. Facem problema, problema este următoarea, că este nevoie. Trebuie să o rezolvăm și treaba asta, ce Dumnezeu. Este teren în interior sau în exterior? În exterior. În exteriorul cimitirului. Adică după ce am fost cu mine acolo. La intrare. La intrare, da. La intrare chiar după clădirea aia care... După baraca aia. După baraca aia, aveți spațiu suficient. Chiar vă rugăm să faceți acolo ceva. Și recordat la părere. Da, acolo n-ar fi. Dacă tot fi... Uitați, chiar... Puteți confirma, adică nu știi, confirmă, uitați, s-au băgat mortul în țelic. La zeroi sau ce? La zeroi sau ce? Da, la zeroi ăla care
Când erai bolnav, are acasă mizerie, ce ai acum, a putut să o dumneavoastră, ce înțelegeți prin aștia 10.000? Da, 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 ce se da să pot. Eu zic cu 10.100 de oameni, eu zic că ați putea cumpăra BC-ul, tocmai fundația și acoperiș cu niște uși acolo. Da, știu, banii provizorii prima dată și pe urmă, când mai finanțăm fonduri, continuăm. E mult până începe, că pe urmă continuăm, nu e problemă. Eu așa zic. Dacă vreți, să alocăm 20.000 mie să exact tot. Dar să începem cu 10.000. Uitați, putem la sport 10.000, unii dau acolo 5.000, 10.000. Nu putem și acolo să punem treaba asta, să rezolvăm și tot. Haideți, mi-ați deschis-o, mi-ați alocat. Dacă tot suntem la capitolul ăsta, domnul primar. Faceți ceva cu stația de la Rupești, de autobuz la Rupești. Ce de o roabă de ciment acolo să puneți funda, o fundație de ei. E ceva de desferiat. Nu, de la Haluș. La Haluș, da. De la Haluș, Haluș, la Haluș, la Haluș, la Rupești. Nu știam ce. Nu, nu, la Haluș, la Haluș. De ce spuneți? Ca să doarmeți pe o platformă de beton înăuntru? Și pe bineînțeles, două, trei roabe de beton se poate turna acolo o șapă ca să fie pe vreme din părea să ai oamenii să o adăpostească. Da, să o stea. Da. Păi bun. E din 20.000 de plus aia acolo și ce acum nu? Să vedem de unii diminuăm 10.000 și să punem 10.000. Da, acestea sunt. Și eu ceva am de spus. Ați spus ceva de fonduri alocate pentru sănătate și n-am auzit eu. La ce am mișcat că am sărit. Iar ați făcut greșeală? E, ce să facem, dar nu greșim că suntem. Nu, cred că e o pauză acolo. Da, era o pauză. Deci la alimentare cu apă am prevăzut și 300.000 de lei. La alimentare cu gaze am prevăzut 300.000 de lei. La depunere pentru depunerea proiectului, redepunerea proiectului la biserică 30.000 de lei. Reabilitare, clădire, sector 300.000 de lei. Stați, dacă uităm, ce înseamnă redepunerea proiectului la biserică? A fost un proiect și n-a fost bun? Sau? Nu, a fost o depunere și a fost respins pentru lipsa intabulării. Nu s-a putut intabula. Și proiectul acela l-ați plătit? Da, și valabil în continuare. Proiectul este valabil. Nu mai. Să facem o nouă cerere de finanțare pe același proiect și să le depunem pe fonduri norvegice. Asta se întâmplă. Reabilitare clădire sector pentru mutarea dispersarului de la în locația în care este la sector 300.000 de lei. Deci, mutătorii. Să dispersarul la Ticălă. Nu știți că nu vor doctorii să meargă acolo? Nu. Deci nu-i vorba de buni sau de nevoi. Noi punem, facem dispensarul, îl amenajăm, îl dotăm cu tot ce trebuie și domnul doctor îți trebuia să vedeți să facă lucruri. Și clădirea trebuie ce faci? Băi, asta vreau să vă întrebați mai cu demersurile, ce se întâmplă cu clădirea respectivă? O reabilităm, o să o reabilităm. Degeaba? Da, adică de ce să reabilitezi și clădirea asta? Și la multe dispensarul nu pe ce reabilitează. Păi, nu înțeleg, dacă totuși aveți posibilitatea să reabilitați acea clădire care este dispensarul de ani de zile. De ce să nu reabilitați și să-l folosiți? În primul rând, în momentul de față, nu avem acces. Știți foarte bine că... Păi tocmai asta vreau să vă întreb dacă ați mai făcut vreun demers. Că spuneați că trebuie să faceți ce demersuri. Ați mai făcut? Încă suntem în instanță cu chestiunea asta. Bun, mergem mai departe. Achiziție stații de autobuz pentru 10.000 de lei. Ne-am propus să rezolvăm intrarea, totemul de la intrare în comună, cel de la Rupești, și am alocat 50.000 de lei. Am discutat deja cu constructor ca să punem să rezolvăm acolo. 50.000 de lei? Totemul de la intrarea în comună. Știți că acolo... 50.000 de lei? Adică 500 de milioane faceți o clădire? Și nu. La ce? Practic, să-l îmbrăcăm în... Așa am și-am discutat. În marmură, nu, în marmură, probabil un fondal pe cu litere negre. Și la capelă vi s-a părut mult. Nu, iluminat cu
tot făcut ca lumea, nu știu, e posibil să nu... E posibil să nu se cheltuie, e posibil să se cheltuie. Nu, deocamdată nu putem să... Noi facem toate colectiva. Da, e să fie din marmură, adică ați cerut părerea așa, e să fie din marmură? Păi eu am văzut la intrare în comună niște chestii făcute cu din inox, ceva, o chestie, dar nu poți să cerse de mii de lei. Nu, dar nu ce așa. Dar lăsați cum eu am stat zeci de ani fără nimic, așa cum vreți să faceți ceva de 500 de milioane. Avem, atunci înseamnă că scoatem bucata aia de beton de acolo, o scoatem afară și punem o bucată de tot. Ei, stați puțin, așa, nu treceți în extreme. Nu treceți în extreme. Vi se pare totuși o sumă prea mare pentru a intra în casă. Așa. Păi da, că, e, da, felul ăla să-l faceți noi. Da, numai că ăsta e un pic mai mare. L-ați văzut? L-ați văzut niciodată atenție. Da. Acum trebuie luat legătură cu doară când l-ai costat pe el. Luăm de aici 10.000 și ducem la ăsta și facem 40. Și 10 îi ducem la... 10 îi ducem la Paracris. Da, Paracris. Înseamnă mai câștigat 10.000. Și pentru stema comunei să am alocat 5.000 de lei ca să putem să facem proiectul să dezghețăm o dată când am discutat cu domnul. Ce anume? Stema. Nu, stema nu. Stema e un proiect, se stabilește stema comunei cu semnele oficiale și așa mai departe. Se folosește pe toată documentația pe care o emite. Pe hârtie numai, da? Și pe hârtie și în fapt. Dacă vrei să faci în fapt, o faci în fapt, da. E vorba strict de documentație cu astea 5.000, nu? Da. Păi nu, e vorba de comisia de avizare, iarăși, adevărat. Sunt se trecea cu o schemă cu 150 de milioane. Trecem acolo, intrați pe strada Regele Ferdinand, s-a fost când acolo la intrare. Da. Deci, astea sunt toate. Ați început să doamna Iordache. Am terminat? Ați văzut că am lucrat și pe aici, pe asta. Da. Străinile? Da. Domnul primar, nu s-a mai spus nimic de asta. Dar am spus acum că am alocat 300.000 de lei ca să putem să îi dăm de la urmă. Dar mă trebuie să puteți să dați în considerare. Deci când bea un pahar de apă și era ceva de apă? E greu de spus. E greu de spus. Da, bine, astea. Astăzi discutam cu proiectantul, mă duc să-mi iau. Domnul vrea să știe ce sunt alea etichete pentru grădiniță și să spuneți de unde aveți bani. Din consiliul local sau vă vin banii pentru așa ceva? Vin fondurile, deci nu sunt. Nu pleacă de la primar sau de la așa. Vin fondurile prin lege. Și pentru bursele pentru copii cu CES și etichetele pentru grădiniță sunt fonduri alocate. Deci nu vin de la primărie. Deci, domnul, când bem primul pahar de apă din Grecia? E greu de spus. V-am spus concret, v-am spus că astăzi am luat legătura cu proiectantul și am discutat. Documentația este gata, mă duc să o ridic și începem să zicem mai trebuie autorizație de construcție și licitație. Da? Pentru sursă. Pentru sursă. Pentru sursă. Deci sursă care se află pe Gheorghe? Pe Gheorghe, da. Ioina și Pietroasă. Și Pietroasă, da. Bun, deci pentru clădiri de acelea... Nu clădiri, nu. Sursa de apă. Forma de sursă, domnule. Deci acolo trebuie o amenajare și toate o priză, dar n-am discutat. Priză de roleze cu... Deci pentru ăla trebuie proiect. Ăla, traseul tot... Deci captarea și traseul până la... Până la... Baterie. Da. Deci, eu am semnat un document, dacă vă aduceți aminte, când au venit cei de la MADIB, așa. Care au spus clar că până la sfârșitul anului 2020 trebuie 20, să... 20, deci până la sfârșitul anului 2020 trebuie să predăm instalația către MADIB, da? Așa expiră mandat. Expiră, nu se expiră, o face altcineva, nu-i problemă. Important este să ai ce să credea. Da. Deci, gazul metal e din fundul lui europene? Ce anume? A vorbit de gaz metal. De. Nu. Ei, deci, aici sunt niște fonduri. Până au venit gazul la noi, durează. Deci sunt niște bani care se trec acolo și apoi se trec în fundul de rulment. Nu cred că nici în anul acesta nu se face nimic cu gazul. Că 2050 o să ai clar. Deci, pentru... Deci, și gazul. V-am spus să facem proiectarea, să mergem la comune și să obținem avizul de la structura de la Ion, după care să semnează contractul de finanțare între părți, primăria și Ion. Se negociază cât ține Ion, cât ține primăria Mănăstirea Cașin și atunci dai drumul la lucrare. Da, cam așa să...
Oricum există dorință puternică în rândul populației și pentru eu am înțeles de la cineva din comuna Cașin că e o vorbire între dumneavoastră și primarul din Cașin pentru atragerea fondului europene, pentru la baston, să facă o stație de epurare. Pentru... E altă treabă. Stația de epurare de apă uzată, de canalizare. Există un proiect derulat prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, care prevede investirea la nivelul celor două comune aproape 5 milioane de euro. Se face o stație de epurare comună, se face un corector comun, după care se fac raporturile la el. Cert este că acum ne-a solicitat grabul, ne-a solicitat intabunări pe terenul pe care va trece instalația și se lucrează, dar vă dați seama că e un mega proiect. Ăsta se depune la nivel de județ Bacău, are valoare de peste 150 milioane de euro. Da, da, da. 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 Așa este. Da. Bine, nu mai apucăm. E curat. Da, fel ce. Dar nu e fără. Da. Avem, da. Întrebări? Da. 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 40 de mii, dar până 40 de mii. Da. Regularizăm cursul de apă? Da. Da. Se regularizează cursul de apă de la... de unde a rămas, de la circular, la mașină, până la Varsare, la Varsare, la Cașa. Dar intrându-l pe sărățel, când se face? Noi vorbim de ala. Știu, de ala. Vorbim de drumul pe sărățel, da? Acolo punem material balast cu utilajul de noastră și mai punem așa și mai facem. Drumul e foarte rău. Știu, dar acum, în primă fază, nu, nu a trebuit să se înceapă. Dar se aranjează și așa, să știți că dacă ducem material așa cu bascula, se face și cu bundul, se face treaba bună. Îi dați un concert din toate alea, toate lucrurile acestea, cât credeți că vor fi gata? Păi la sfârșitul anului 2019. Sau cât va fi gata până la sfârșitul anului? Câte din proiectele astea vor fi gata la sfârșitul anului? În mare majoritate vor fi gata la ce ne-am propus. La ce ne-am propus. Realizat în 99%. Ca să le realizez trebuie și muncă, domnul general, să știți că noi... Așa, dar nu știu ce vreți să sunt oameni plătiți pentru munca asta, de ce spuneți tot timpul, vă ziceți că e așa de greu și așa, păi... Suntem oameni din urmă, să știți, nu suntem chiar atât de mulți ca să... Și la credeți și la consilier să vă ajute. A, da, uite, când vreți, veniți ca să... Da, contrapost. Dar nici măcar contrapost, nu ne-a cerut sprijin. Dar nu ne-a cerut. Noi, de fapt, suntem aici mai mult de foră. De ce să nu fim clar, să fim sinceri? Întrebări mai sunt? Executivul nostru nu apelează la niciun plan. Supunem la vot. La niciun post. Cine este pentru aprobarea acestui proiect? Împotrivă? Cine se abține? Deci, și fiindcă... Haideți să sărim la punctul... Mai ales. Pentru că e vorba de lista de investiții și tot mai am discutat investițiile, da? Deci, reiau, vreți să mai reiau ăsta? Da. Alimentare cu apă, sursa 300 de mii, alimentare cu gaz 300 de mii, reabilitare monument istoric 30 de mii, reabilitare clădirii sector 300 de mii. Canalizarea noastră, ziceți? V-am spus, canalizarea nu intră în... lista noastră de investiții. Vine pe ADIS, pe ADIC. Da. Modernizare drumuri comunale, 1.350.000, modernizare drumul Mori, 200.000, modernizare cadastre, 50.000, regularizare prin sărățel, 40.000, și bineînțeles cu capelul Pești, 10.000. Da? 20, ați mai zis eu. Nu, ADIS, ca să
Cum adică? Da, zis că luat... Haideți să vedem. Haideți să-i vedem pe ăștia. Să îi vedem unii pe cam și... Dacă că e luat rectificare și necesit, da, e... Da. Să mă rog, e un pic zero. Poate de Dumnezeu. Asfaltarea ramurile acestea care trece pe la biserică, oamenii pe acolo cântă, crede ce se face. Cum o să zice? Primar, viceprimar, secretar, Danilu, Dragomir, consilier juridic, Mihai Mihaela, regizor al Nicolului, consilier, Roș Cornelia, contabil, Oraș Cristina, inspector la achiziții publice, Apostol Gheorghe, referent la urbanist, Folea, Ștefan, taxe și impozite, Ștefan Cornel, referent la taxe și impozite, Jitea Maria, referent la asistență socială, Jitea Maria la bibliotecar, arhivar, Vasilache Ilie, șef serviciu voluntar situație de urgență, Bucur George Ardian, administrator public, Măcălău Ionel Ilie de servire cuart, Drăgan Mircea de servire pasnic, Jitea Florin de servire muncitor. Și avem vacant pe audit funcția de auditor, vacant la asistență socială consilier, vacant la Registrul Agricol Consilier, vacant la financiar contabil, referent financiar contabil, două posturi, vacant consilier de stare civilă și vacant serviciul de salubrizare și administrare a domeniului public și privat, 1 plus 9 posturi. Deci cât crezi la analiză? Cât sunteți? Cât sunteți? Acum? Ar trebui să aibă 2-3 voluntari. Voluntar. Dumneavoastră, dar nu l-ați făcut și
Da, asta este, asta este stadiul postului. Domnul primar, am o întrebare la dumneavoastră. Mi se pare suficient să lucrați doar cu 4 oameni la serviciul ăsta care ați văzut? Aveți permanent același reproș. Drumul ăla nu-i bun, ăla nu-i bun. Eu nu cred că 4 oameni reușesc să acopere toată suprafața. Din cauza asta, din cauza asta am văzut mai multe posturi. Dar, până la urmă, deci știți că un om, dacă îl aduci, trebuie să-l plătești. Păi clar, că nu vine nimeni voluntar. Așa. Deocamdată, păi, nu spatul, spatul, da, spatul. Păi nu, dar tu împreună, cred că... Soare, m-am gândit că cu jumătate de oarnă, pentru că el e și deoarnat. Așa, Florin Bogatu și Valentin Pedeleanu. Gea. Eu, personal, la cât mă pricep, eu nu cred că e suficient pentru Comuna Mănăstirea Cași, Satul Pești și toate astea. 4 persoane nu reușesc să facă... Haideți, domnule, că nu fac treaba cu Lopata. Da, da, așa vreau să spun. Dar ce sunt cu Lopata? Păi, să ducă în mașină și în cargo. Nu, am înțeles. Stați, că lucrurile nu se fac. Lucrurile nu se fac chiar așa, ușor. Păi și există niște normative, chiar și pentru domnul. Da, nu se-ați normative. Cred că, până la urmă, dacă a fost să lucrăm la 6 seara, am lucrat la 6 seara, indiferent de normative. Păi, adevărat, nu se vină doar persoane cu Lopata. Nu. E mecanizat. Pretenția mea a fost ca să avem grijă de utilaje. Dar, de parte, vedeți că utilajele au 10 ani de zile și ele încă funcționează. Nu e multe probleme acum cu Budo, dar e o chestiune remediabilă, lucrează la frâne, e clar. Am făcut comandă de piesă, o aduce, o schimbă și așa mai departe. Dar ele sunt funcționale. Deci nu vă spun câtă grijă are băiatul ăsta Bogatul, Florin, care este extraordinar de bun și care este extraordinar de grijuliu față de utilaje. Pentru că așa vine și într-o zi poate să-i pună în grămadă și în grămadă de fiare și mai nimic. Dar n-ați văzut mai pun mâna pe lopată. Mai pun și mâna pe lopată ieri. Mai pun mâna pe lopată. Aici ce trebuie, faci că de o lopată, deci o lopată. Poate a fost înțeles și dar ce-a fost la să angajăm cu asta cu lopată. Dă, băi, pe poți o să urmă și mă angajăm. Iar nici cu așa, cu se duc pe toate lași. Păi, boar, am văzut o cuștă, băi, ce lopată. Deci, ăla se face manual, să știți. Dar ce poți face manual? Toată ni se pare. Să facem manual, nu ți-l punce, nu i-a făcut. Și am nici salarii de bani pe mine. E adevărat că noi... Așa ne facem mici. Noi... Ce? Nu. Stați un pic. Dar cum știți salarii? Ce? I-am preluat cu salariile pe care le-au avut. Deci îi preluăm cu salariile pe care le-au avut. Însă, în decursul anului, până spre sfârșitul anului, asta a fost promisiunea pe care le-am făcut-o băieților, e mai mărim un pic. Foarte bine, ceva corect. Ideea este că, acum, ei vor beneficia de etichete de masă ca orice salariat al primăriei, vor beneficia de etichete de vacanță ca orice salariat al primăriei, ceea ce înseamnă un venit în plus față de ce aveau înainte, că înainte nu știu puteau permite luxuri de astea, că nu era de unde. Chiar dacă a funcționat pe firmă căpușă, e sărace, n-au un sau călătărit în urmă. E chiar-chierița acolo așa. Să punem la vot aprobarea organigramei. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci, la 6-7, da, legat de drumul Mori și o să dau o citire privind aprobarea solicitării scrisori de garanție din partea Fondului de Garantare pentru proiectul de modernizare stradă drumul Mori. Având în vedere prevederile contractului de finanțare din 30-10-2018 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursat pentru proiectul modernizare stradă drumul Mori, în Satul Mănăstirea Cași, în județul Bacău, încheiată între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Primăria Comunei Mănăstirea Cași, se propune adoptarea prezentului proiect de hotărâre, care se cuprinde următoarele articole. Se aprobă solicitarea scrisorii de garanție bancară din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN-SA pentru proiectul modernizare stradă drumul Mori, Satul Mănăstirea Cași, în județul Bacău, în cuantum de 176.091,3 lei, reprezentând 100% din valoarea avansului de 176.091,30 lei. Perioada de validitate a scrisorii de garanție este de 30 de luni,
primarul și compartimentul de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Prezenta hotărârii se comunică prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului, instituției, prefectului și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local. Deci, pentru asta trebuie să plătim 2.000 de lei ca să obținem scrisoarea asta de garantare. Și facem corespondența cu fondul de garantare a creditului și ne emite scrisoarea de garanție, în baza căruia AFIR-ul ne virează suma de 176.000 de lei. Știți, faceți aminte așa pentru drumul, de exemplu, tot la fel, dacă ne-a virat suma de 16.000 de lei, 1.600.000 de lei. Iar cea de-a doua este privind aprobarea valorii de investiție a proiectului modernizat de stradă drumul Morii. Asta am discutat-o și felul trecut. Se aprobă valoarea de investiție a proiectului modernizare stradă drumul Morii, sat Năsăleaca și județul Bacău, valoare de 921.306,88 lei. Primarul și compartimentul de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Până unde ești? Până la cine vreau? 1.000 de metri. 1.000 de metri? 1.000 de metri. Din drum? Din drum? 900 de metri. Trece de geam? De... Perceam. De la colțul... A, nu. Deci până jos, până la Vițeluș. La Vițeluș. Până la punte. Da, dar... Deci, asfaltul se duce până la Vițeluș. Da? Nu se duce până la punte. Până la Vițeluș. Iar canalul pentru deversarea apei se duce până la... Până la apă. Da, astea sunt cele două portări. Dacă sunteți de acord, și de acolo poate ne interceptăm vreodată și cu partea zoantă, nu? Acolo ar trebui făcut un spot. Dacă stau bine și mă înțeleg și vedeți că modul de la Rupești, aici trebuie făcut. Mă dat la Rupești care s-a făcut, desemnează da. O familie. Ar să mutăm. Da. Nu să ne facem la mai bine la Somare, că sunt două familii. Ne folosam și tot satul, știi? Dar nu un sat. Să punem la vot cine este pentru... Da. Pentru ce? Tot. Așa scrieți. Da. La nivel 10 se înscrie. Da. Da, pot să încep, da? Țin minte că anul trecut când am aprobat bugetul și toate investițiile și toate, domnul primar a zâmbit și a spus, vai, nimeni nu este împotrivă. S-a aprobat în unanimitate. Prin urmare, ceea ce dumneavoastră n-ați realizat din buget, nu este din vina noastră a consilierilor, pentru că noi am fost de acord să realizați tot ce v-ați propus. Ceea ce n-ați realizat dumneavoastră de viață și pe zero, este numai din vina dumneavoastră. Anul acesta, din nou am fost toți de acord. N-a fost nimeni împotrivă pentru buget. Deci... În consens, deci. În consens. Prin urmare, dacă se aprobă și în unanimitate în bugetul, în Consiliul Local, dumneavoastră aveți obligația să duceți la îndeplinire tot ce s-a aprobat în Consiliul Local. Eu așa știu. Inclusiv capelul. Deci, absolut tot. Deci, nu mai veniți la sfârșitul anului 2019 să spuneți că nu știu ce este pe zero, nu știu ce și atâtea lucruri pe zero. Pentru că astea sunt din vina dumneavoastră. Iar nu să cheltuiți banii. Să realizați lucruri, domnul primar. Noi n-am aprobat aici să cheltuiți bani. Noi am aprobat să realizați niște obiective. Nu să cheltuiți bani. Deci a se înțelege corect. Nu încercați să duceți în derizorul, o să cheltuim toți bani.
Nu. O să faceți lucrurile pe care noi le-am aprobat în această ședință. Tot ce dăm puterea executivului, a făcut și va face. Stați liniștit că nu este chiar așa. Dumneavoastră de fiecare dată începe să vă ce credeți că e așa de simplu, ce e așa de... Păi este firesc că nu este simplu, dar sunteți oameni plătiți care să duceți la îndeplinire toate obiectivele aprobate. Eu așa știu. Nu e așa? De-aia am întrebat, de ce faceți oameni? Nu încercați să discutați cu noastră omenește? Domnul primar, eu omenește? Eu omenește? Explicați-mi, nu înțeleg, nu sunt retardat. Spuneți-mi ce aveți de spus. Hai, nu spuneți lucruri din astea, că mă determinați să, nu știu, să spun și eu altceva. Deci, eu vorbesc foarte clar. Aveți o tonalitate mai sus decât vă permite buna cuvință. Și ar trebui să discutăm... Domnul primar, nu este o tonalitate mai multe decât sau poate două. Este o vorbă, eu spun ceea ce trebuie și eu spun lucrurilor răspicat, da? Deci, dumneavoastră spuneți, a, când ceva vă deranjează, e firesc că vă legați de tonalitatea mea. Mă deranjează în momentul în care discutăm necivilizat. Dar în momentul în care spuneți... Eu nu cred că am spus un lucru... Elegant, un domnul primar, eu n-am spus un lucru necivilizat. Îl accept, îl accept. Eu am spus lucrurilor pe nume. Tonalitate, da, chiar dacă speriți. Da. Și cred că dumneavoastră, în fiecare ședință și când cineva vă spune un lucru ce nu vă convine, încercați să jigniți. Îl luați pe domnul Beloiu, care este, are o vârstă față de dumneavoastră și dacă tot... Stați un pic, dar de ce nu mă lăsați să vorbesc? E firesc că trebuie să vorbesc mai tare dacă dumneavoastră nu mă lăsați. Aveți ceva de spus la diverse? Da. Da? Haideți, spuneți. Atunci, mă ascultați. Deci, apropo de tonalitatea mea care nu vă convine... Aveți ceva de spus la diverse? Da, asta sunt la diverse. Asta e introducerea. Spuneți-mi dacă aveți ceva concret la diverse. Domnule, asta este la capitolul este diverse. Este domnul primar, dumneavoastră aveți un anumit subiect pentru diverse? Nu, doamnă. Nu, atunci mă lăsați să vorbesc. În general, la diverse s-a adus la cunoștință probleme din teritoriu. Din teritoriu și probleme care sunt, dar ce vă deranjează? De ce dumneavoastră mă lăsați să vorbesc? Să vă las, doamnă, să vorbesc, dar spuneți-mi ce aveți, dacă nu, nu pierd timpul, plec, mă duc și... Doamne, eu știu că dumneavoastră sunteți foarte ocupat. Ce nu vă pierdeți timpul să ascultați niște consilieri? Dar vă rog să-mi permiteți să vorbesc până la capăt, da? Doamne, dacă aveți ceva punct, spuneți-mi, mă scuz, vă ascult. Vorbiți, doamnă, că uite, acum de când am început să vorbesc, mi-a să mă întreb, lăsați-mă să spun concret. Asta a fost introducerea. E părerea dumneavoastră. Da, care sunt lucrurile concrete ale dumneavoastră despre care vreți să vă vorbesc? Sunt niște chestiuni concrete pe care vreți să... Dar spuneți-mi, domnule, care sunt cele concrete pe care vreți să le auziți? Pentru că ale mele sunt concrete, dar nu vreți să le auziți. Dați-mi exemplu de lucru concret. Care vreți să mi-l spuneți și nu vreau să fie asta. Păi v-a zis că nu pot să reacția totul. Dar stai, domnule, că nu trebuie să veniți la dumnealui. Este deranjat de anumite lucruri. Și având în vedere că intrați peste vorbele mele, este firesc eu să ridic vocea să fiu auzită. Pentru că așa este firesc. În momentul când cineva îți vorbește, da, ești tentat să vorbești mai tare, poate nu te aude. De asta. Deformație profesională, la cadere. Nu neapărat deformație profesională, că nici acolo nu vorbim, nu țipăm la copii. Deci, prin urmare, eu v-am spus lucru concret. Ceea ce s-a aprobat aici trebuie să fie executat. Mai ales că ați propus dumneavoastră. Dacă dumneavoastră nu executați, dumneavoastră sunteți cel vinovat. Da, iar dacă dumneavoastră mi-ați spus și trebuie să vă răspund, pentru că în ceea ce a spus dumneavoastră m-ați jignit pe mine. Eu vă spun că dumneavoastră sunteți cel care nu vorbiți politicos și dau exemple concrete, pentru că asta îmi cereți. În momentul când domnul Beloiu vă spune ceva ce nu vă convine, îl luați la Pertu, la Matale, la și așa mai departe. Deși mie mi se pare nepoliticos din partea dumneavoastră, având în vedere că e o diferență de vârstă și nu mai vorbim de faptul că dumnealui v-a lansat în politică. Domnule, ce vorbesc dumneavoastră cu politica și cu... Domnule, mă lăsați în pace să vorbesc? Domnule, vorbiți, domnule, mulțumesc pentru... Domnule, nu e bine ca să... Nu e normal să vorbim. Domnul primar. Domnule, dar lăsați-l de fiecare dată. Să se gândi pe efectivele doamne... Ce efectiv am vrut să eu? Deci cam asta. Eu am spus ce am avut de spus. Dacă vreau să considerați că eu am adresat invective domnului primar, vă rog să mi le spuneți. Mi-a fost de putere la dânsul și până la urmă este o nerușinată. Dacă a fost
Nu este nicio problemă. Da, aveți. Da. Mă întreabă oamenii de la muncă, când se asfaltează și la ei? Ce? Muncă. Deci, după ce o să avem un studiu de fezabilitate, putem discuta ca și timp. Deocamdată... Anul ăsta? Deci, nu... Mănăstirea s-a făcut, nu știu, și care e la mijloc, nu? Nu. Deci, anul ăsta, oricum, nu. Nu. Ca să... Eu am să vă întrebesc și eu, dar de ce este da. Adică trebuie pași. Studii fezabilitate. Da. Dar este lucrurile de ce-i faptul că ne consideră niște nimicuri, niște mămâniști. Ce înseamnă asta să zice? Și baratarea drumului, când a început domnul vice, și mai bai, să te spălți multe de drumuri acum, după iarna asta, într-adevăr, s-a făcut bălți. Și dar nu, băi, vreau să fac și pe lungă, urcarea aia pe lungă, tot timpul se strinde drumul. Da, da, da. Drumul pe lungă, domnul vice, la Ghețu, la Costică Ghețu. Am văzut că a început să ducă lumea acolo, restul de balastru, de... A fost cât de da. Da. Și acolo o ia drumul la vale. S-a dus toate alea, s-au dus în copaci și dacă cedează și copaci... Îți puse niște bărmaice în copaci da. Sunt și au niște bărmaice, și tot au intenție să umple, dar la un moment dat se exagerează și umple prea mult și... Este chiar exagerat, chiar să nu trece să trece. Astea au mai trece lumea, bărți. Am înțeles. Și la noi acolo, la spate, sunt atâtea familii. Au copii de dus la școală, mai trebuie un pic de piatră pus. Am înțeles. Ei, la noi acolo chiar probleme. Ce nu mai faci de ea acolo? Da, de ce? Dar zic cum? Da, comun, în corp. Dar și acolo, că sunt copii. Ce faci, mă, la școală. Suplimentăm cu un container pe ăsta. Mi-a zis de o platformă selectivă și ați discutat acolo în zonă. Se poate la mine în fața acolo, deci dau voi. Dacă e destul de lat, e la mine. Nu e nicio problemă. E departe, cum la Simenescu, nimeni nu. Da, o să am rugămintea tot așa, să discutăm cu dânsii că strict selective punem acolo. Sigur. Accidental se depun și altfel de multe deșeuri mai înainte. Am rețetat tot. Domn vice, vedeți că domnul secretar a afirmat de niște cetățeni care aruncau în alea comercială cu o mașină, are acolo tot și număr și tot. Rezolvați problema. Știți că am discutat în trecut că se ia niște măsuri, nu știu ce. Să vedem dacă le puteți lua sau nu. Da. Da? Acum, să vă mulțumim. Da, să vă mulțumim. Are filmat, i-a filmat. Am înțeles. Să nu mă atenție la suportul ăsta aici la moară. O să înceapă animale să treacă în bradace, în covid. Am probleme acolo, măcar să facem niște mici reparații. Nu, pe un animal piciorul. Nu mai sunt multe, dar câte sunt mai profitare, e o pagubă dacă se întâmplă sub piciorul ăla. Am găsit decât să mă putem face ceva. Așa și în drumul de acces la Pășuni. Da, să drumul de la ideal, de al copii, de al stănii. Dar la aceea să fie de... Codetul care trece la apă. Codetul care trece la apă, de al stănii. Era podeț pentru vii, nu mai e nimic. La adăpătoare? La adăpătoare, la dealul Sânducului sau din colo? Nu, aici, la dealul Stânii. La Iordani. La Iordani. Față-n față, acolo la urmă. Drumul de astea pe izlați care trebuie să vă se pot face și cu bani de la asociere. Sunt bani. Duminică, dacă aveți... Da, te ședințe. Să putem nota exact de cum să că se punem la treabă, la 22 ani, sau nu știu, la 22 ani.